Angajații Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Olt îi așteaptă pe fermieri la acest început de an pentru a depune proiecte prin care să obțină fonduri europene nerambursabile, pentru că mai multe măsuri se află deschise în această perioadă. Dacă unele vor rămâne așa până la finele acestei luni, altele au ca termen limită până la care fermierii pot depune proiecte sfârșitul lunii februarie sau chiar luna mai. Avem în acest moment sesiuni deschise, active, deci ceea ce înseamnă că se pot depune proiecte, pe câteva submăsuri și aș putea menționa în primul rând submăsura 4.2 GBR. Depunere de proiecte se pot face până la sfârșitul lunii, până la 31 ianuarie, anul curent. Această submăsură se referă la înființarea, la crearea de unități de procesare, acesta este unul dintre sectoare, și celălalt sector se referă la dezvoltarea și modernizarea unităților de procesare. Avem în acest moment, pe submăsura 4.2 GBR, un proiect în evaluare. Concomitent cu sprijinul acordat fermierilor în depunerea proiectelor pe măsurile active, angajații instituției verifică documentele depuse pentru obținerea primei tranșe în cazul proiectelor depuse anul trecut, pentru care au fost semnate contractele. În cazul unora s-a trecut deja la efectuarea plăților. În această perioadă este în plină derulare acțiunea de primire a dosarelor de plată pentru prima tranșă venită la plată din submăsura 6.2, sprijin pentru înființarea de activității non-agricole. Aceasta este activitatea prioritară care se desfășoară în acest moment și în această perioadă. Sunt multe fermieri care trebuie să primească bani? Sigur, avem de primit dosare de plată pe submăsura 6.2, avem 22 de proiecte eligibile din cele 52 care au fost depuse. Așteptăm pe măsura postării și publicării raportului de selecție să primim dosare de plată pe submăsura 6.1, instalarea tinerilor fermieri, pe submăsura 6.3, în funcție de publicarea de către AFIR a rapoartelor de selecție. Dacă în trecut mare parte din proiectele depuse în vederea accesării fondurilor europene de către fermieri veneau din localitățile de pe Valea Oltului sau din bazinul legumicol Pleștoiu Grădinar Strejești, acum au început să depună documente și fermierii din comune precum Radomirești, Șerbănești, Mărunței, Reda sau Perieți.